Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Astăzi a debutat la Focșani cea de-a 15-a ediție a Târgului de Carte. Evenimentul este organizat de Biblioteca Județeană și va dura 4 zile, pe parcursul cărora editurile își vor prezenta ultimele noutăți. Nume importante ale culturii românești vor fi prezente la Focșani în aceste zile ale Festivalului Cărților. Primul eveniment din program a fost lansarea cărții In Memoriam Nicolae Tatomir, profesor emerit, ce aparține lui Tudorel Toader, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Universitatea din Focșani, respectiv fosta prefectură Pudna, găzduiește în aceste zile un eveniment cultural de excepție. Și anume este vorba despre cea de-a 15-a ediție a Târgului de Carte de la Focșani. Organizatorii sunt reprezentanții Bibliotecii Județene Vrancea. Astăzi a avut loc deschiderea în prezența autorităților locale și județene, a reprezentanților editurilor și a scriitorilor care în aceste zile își vor lansa ultimele volume. Bine ați venit la Târgul de Carte de la Focșani, ediția a 15-a. Vreau în primul rând să vă mulțumesc din sufletul pentru prezență, dar mai ales pentru faptul că ați făcut posibil îndeplinirea acestui mare vis al meu și numai al meu și al echipei mele, aceea de a găzdui această ediție aniversară a Târgului. Aniversarea a ajuns eu pentru că a ajuns la o frumoasă vârstă, 15 ani, dar și aniversară pentru că este găzduită de acest spațiu de o frumusețe clasică aparte, un spațiu de o importanță covârșitoare în trecutul, prezentul, dar mai ales viitorul educațional al copiilor noștri și al comunității noastre în general. Manifestare culturală de tradiție, Târgul de Carte de la Focșani, a privilegiat vizita în Focșani și în Vrancea a numeroase personalități și a numeroase edituri care, împreună cu noi biblioteca, au demonstrat că fără fundamentul cărții și fără sprijinul oamenilor cărții, cultura noastră nu ar avea nici o bază temeinică. Munca din acest imobil o datorăm doamnelor de la Biblioteca Județeană Vrancea, care cu anul 2021 au introdus Târgul de Carte la liceu. Face 15 ani, iar din 21 Târgul de Carte este la universitate. Este la universitate ca organizare simbolic, dar și ca spațiu. În anul 2021, stimați invitați, în Focșani există în sfârșit o clădire a universității. Focșanii, orașul Unirii, are Universitatea Iași și București, aici, la Focșani. M-a surprins mai întâi alăturarea asta dintre cei doi termeni, târg și bibliotecă, am doi termeni legați de carte. Oarecum și târgul și biblioteca își discută aceiași cititori. Lucrul ăsta m-a dus cu gândul la Evanghelii, unde Împărăția lui Dumnezeu e prezentată ca un ospăț, ca o bucurie, unde încă o persoană e întotdeauna binevenită și sporește bucuria generală, adică prezența anumită cuiva nu diminuează porțile celorlalți, ci sporește în parte bucuria fiecăruia. Iată, cartea, lectura este una dintre bazele, o temelie așezată la educația pe care e necesar să o dobândim. Mă bucur că prima universitate care a venit aici cu oferta educațională este Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, prima instituție de învățământ din România, și mă bucur că e păstorită de un princeat al nostru, domnul profesor dr. Tudorel Toader, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În proiectele pe care le inițiem, trebuie să găsim până la urma urmei, și această resursă umană. Să știți că în fiecare copil există un geniu. În fiecare om există un șef, dar și un muncitor. Ține de școală, de educație, de societate, cum îi formăm, cum îi aducem să înțeleagă care este menirea lor. Iar cel mai important, într-adevăr, este cartea și cred că atunci când citim nu ne trebuie mască, deci trebuie să fim noi înșine și să știți că de multe ori în carte, cel puțin eu, mi-am regăsit anumite răspunsuri la care, oricât ați vorbi eu cu fiecare dintre dumneavoastră, nu le-aș fi găsit. Dar cartea de multe ori îți dă răspunsuri potrivit
și vreau să cred că dâncenii merită o educație pe măsură. Dâncenii au nevoie de tot sprijinul nostru și, în ultimul rând, au nevoie de carte. Toma, orice târg de carte este categoric un moment de bucurie. Un moment de bucurie pentru autori, că au curajul să iasă în ghilimele pe piață, să se expună cititorului, publicului, care în judecă, vrea, nu vrea. Sfinția voastră spuneați cărțile unele sau și altele sau altfel. Categoric aveți dreptate. Dar e un proverb chinezesc care spune că nicio carte nu e atât de proastă să n-aibă nea ceva bun. Deci orice carte este bună. Corul de cameră pastorală a susținut un mic recital, confirmând faptul că aici, la Focșani, se pune preț pe cultură, educație și artă. Prima lansare de carte a venit din partea gazdelor, respectiv a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, prin rectorul Instituției de Învățământ, profesor universitar dr. Tudorel Toader. Este vorba despre cartea In Memoriam, Nicolae Țațomir, profesor emerit. Pot să spun că această carte este de fapt o restituție. Ea este o teză de doctorat, susținută în 1947. De către profesorul Nicolae Țațomir, care a fost profesor la Facultatea de Lume, care a fost decan din de 20 de ani, care a fost deputat în perioada anterioară, evident, care a fost scriitor de beletristică și poet, și unii spuneau că e cel mai mare scriitor poet dintre juriști și cel mai mare jurist dintre poeți. Dar cartea are o poveste interesantă. Sigur, eu sunt subiectiv, că a fost decan în totul, de ani, dar am cunoscut. În anii 90 eram la, mai mă duceam la Casa Universitară în Neori și fratele lui Țațomir, profesor la fizică, îmi vorbea despre Heidegger. Criminalitatea în literatură, o lucrare care nu preexistă în literatura noastră. Târgul de carte va continua până duminică, inclusiv, iar pe parcursul acestor zile, la Focșani vor fi prezente nume mari ale culturii din România. Firmele declarate inactive își pot schimba acest statut după ce depun o cerere la fisc și îndeplinesc toate criteriile de reactivare. Printre condiții este și aceea de a nu înregistra obligații fiscale restante. Contribuabilii, persoane juridice sau orice entitate fără personalitate juridică, în vederea reactivării, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile de reactivare fiscală, trebuie să depună o cerere la organul fiscal. Pentru a fi reactivați, contribuabilii declarați inactivi, urmare a inactivității temporare înscrise la Registrul Comerțului, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să-și îndeplinească toate obligațiile declarative prevăzute de lege. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizie de către organul fiscal, să nu înregistreze obligații fiscale restante. Pe lângă condițiile prevăzute anterior, contribuabilii trebuie să nu se afle în situația pentru care au fost declarați inactivi, conform mențiunilor înscrise în registrele în care au fost înregistrați, precum și în niciuna din următoarele situații: durată de funcționare a societății este expirată, societatea nu are organe statutare, durata deținerii spațiului cu destinație de sediu social este expirată. Reactivarea contribuabililor se va face cu data comunicării deciziei de reactivare. Decizia de reactivare va produce efecte față de terți din ziua imediat următoare datei înscrierii în Registrul Contribuabililor declarați inactivi sau reactivați. Informații suplimentare privind obligațiile fiscale și declarative după perioada de întrerupere, suspendare temporară de activitate pot fi obținute prin accesarea site-ului ANAF la categoria asistență contribuabil, ghiduri curente și alte materiale informative.
Autoritățile județene așteaptă normele de aplicare pentru legea consumatorului vulnerabil. Conducerea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea a anunțat ieri, în cadrul ședinței de colegiu prefectural, că au fost demarate întâlniri cu autoritățile locale referitor la această lege, iar după ce vor fi publicate normele de aplicare, va fi organizată și o campanie de informare a cetățenilor. Ieri, la ședința Colegiului Prefectural, Marius Hurmuzache, directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea, a anunțat că au fost demarate întâlniri cu autoritățile locale referitor la condițiile stabilite prin legea consumatorului vulnerabil. Totuși, o campanie de informare a cetățenilor nu poate fi organizată, pentru că încă nu au fost publicate normele metodologice. Iată că mai avem doar 30-31 de zile până intră în vigoare legea 226, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil, având în vedere că se schimbă adresanții, numărul lor, categoriile, va fi o activitate mult mai complexă, aș avea rugămintea să aveți în vedere ca în perioada până va intra în vigoare să aveți o comunicare cât se poate de clară, de largă, pe toate canalele, astfel încât cetățenii să cunoască drepturile pe care le au și să aplice în cunoștință de cauză. Noi derulăm chiar zilele acestea o campanie de înștiințare a OAT-urilor prin contactarea tuturor primarilor, în primul rând, și stabilirea unor sesiuni de întâlnire, am zis noi, cu câte două, trei primării și de la noi un inspector social și un reprezentant al celor care fac plăți la beneficii, să venim în sprijinul tuturor asistenților sociali din UAT-uri, în vederea completării corecte a cererilor, în vederea depunerii cererilor, o să vrem să încercăm măcar și la nivelul UAT-urilor, cât și la nivelul nostru, să mergem către o digitalizare. Ce înseamnă asta? O să le punem la dispoziție niște PDF-uri inteligente din care noi să extragem datele și să nu mai fim nevoiți să culegem niște cereri la nivelul agențiilor din care ulterior să extragem datele. Acum o să vedem după discuțiile cu toate OAT-urile ce pot face și ei și să ajungem la o soluție, dar suntem aproape de ei și îi consiliem. Momentan nu au apărut normele, așteptăm și normele să apară și vom purta discuții și mai aplicate. Legea prevede acordarea de ajutoare consumatorilor vulnerabili pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru încălzirea cu gaze naturale, cu energie electrică și pentru încălzirea cu combustibil solizi și sau petrolieri, pe perioada sezonului rece, precum și acordarea unui supliment pentru energie pe tot parcursul anului. Acest supliment de energie va fi acordat tot timpul anului persoanelor care îndeplinesc criteriile referitoare la venituri, respectiv 1.386 de lei de persoană în cazul familiei și 2.053 de lei în cazul persoanei singure. Rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns în Vrancea la 1,90 la mie de locuitori. În municipiul Focșan s-a ajuns la 2,88 la mie, iar 6 localități sunt în scenariul roșu. În ultimele 24 de ore au fost raportate în Vrancea 155 de cazuri noi și 3 decese. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,9 la mie și este în creștere. Sunt 730 de persoane infectate. În Focșan, incidența este de 2,88 la mie și este în creștere, iar la Adjud 2,63 în stagnare. Localitățile cu rată de infectare peste 3 sunt Bilieș 5,66 în creștere, Goleș 3,53 în scădere, Milcovul 3,1 în creștere, Odobești 3,6 în creștere, Răcoasa 3,87 în scădere, Răstoaca 4,87
0,56 în creștere. Localitățile cu rată de infectare 0 sunt Bordești, Corbița, Nistorești, Păulești, Poiana Cristei, Valea Sării, Vintileasca. Autoritățile din județul nostru au anunțat astăzi 155 de îmbolnăviri noi și 3 decese. În Vrancea sunt 778 de persoane în carantină la domiciliu, 463 în izolare la domiciliu, 175 de persoane în izolare instituționalizată, dintre care 19 persoane sunt internate la terapie intensivă, 10 la Focșani și 9 la Adjud. Până astăzi, 30 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.233.668 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 1.575 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.118.816 pacienți au fost declarați vindecați. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 12.032 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 187 sunt ale unor pacienți reinfectați. Până astăzi, 37.041 de persoane diagnosticate cu această infecție au decedat. În intervalul 29 septembrie-30 septembrie au fost raportate 176 de decese, 89 de bărbați și 87 de femei. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.168. Dintre acestea, 1.364 sunt internate la terapie intensivă. Din totalul pacienților internați, 315 sunt minori, 299 fiind internați în secții și 16 la terapie intensivă. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 6 și 8 grade Celsius, iar cele maxime între 15 și 17 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să vă spartă de o seară cât mai frumoasă. La revedere!